Bună ziua! Astăzi vă vom prezenta modul de utilizare a concentratorului de 5 litri Aeroplus E de la Clober. Alimentarea dispozitivului se face prin conectarea cablului de alimentare la priza de perete și apăsarea butonului de Start-Stop. Pe display vor fi afișate numărul de ore de funcționare. Foarte important de știut este faptul că după aproximativ 30 de secunde, display-ul se va stinge. Reglarea debitului de oxigen se face de la flowmetru prin răsucire. Bila, indicatoare de debit, trebuie să fie conform recomandării medicale. Montarea suportului pentru bolul umidificator se face astfel. Iar apoi introduceți șurubul de fixare a suportului. Bolul umidificator este compus din pahar și capac. Acesta se umple cu apă distilată sau demineralizată pe care o puteți cumpăra de la magazinele de piese auto sau benzinării. Umpleți bolul umidificator până la semnul maxim indicat pe paharul bolului. Strângeți capacul ferm și montați-l în suport. Furtunul conector se montează la bolul umidificator și concentrator. Canula nazală sau masca de oxigen se montează la ieșirea bolului umidificator. Zgomotul pe care îl auziți acum este zgomotul normal, tipic de funcționare a concentratorului. Oprirea concentratorului de oxigen se face de la butonul Start-Stop. Întreținerea bolului umidificator se face astfel. Deconectați canula nazală sau masca de oxigen, furtunul care face legătura între concentrator și bolul umidificator, înlocuiți apa zilnic și clătiți paharul bolului umidificator cu apă și oțet. O parte oțet, trei părți apă. Clătiți bine capacul bolului umidificator și îl puteți reutiliza. Întreținerea concentratorului de oxigen se face săptămânal sau la nevoie. Curățați carcasa concentratorului de oxigen. În partea din spate a concentratorului veți regăsi un filtru care trebuie înlocuit la nevoie. După care montați capacul. Vă mulțumim pentru atenție. Pentru mai multe informații, urmărește-ne pe oxigen24.ro.